obligația de a promova diversitatea sexuală în școală e total abuzivă și nocivă, e reacția la proiectul legii învățământului preuniversitar, care enumeră diversitatea identitară printre valorile asumate și care interzice discriminarea pe criterii de orientare sexuală. E o nouă controversă care a încins spiritele, discutăm despre ea, tot în această oră la actualitatea, despre cum trag de timp ucrainenii în chestiunea măsurătorilor promise pe canalul Bystroe. Care sunt argumentele și cum se explică lipsa totală de reacție a părții române, o să discutăm în emisiune. În continuare alături de noi, George Râpă, Ramona Ursu, Silviu Sergiu, ni se vor alătura și alți invitați cu care să dezbatem aceste subiecte. Așadar, reprezentanții bisericilor, la inițiativa Patriarhiei Române, cer să fie eliminată din proiectul de lege a educației obligația profesorilor de a promova diversitatea ca resursă de învățare pentru a genera elevilor atitudini inclusive și tolerante, așa sună acest paragraf. Mai mult, profesorii nu ar trebui să mai promoveze în școală acceptarea acestor minorități, care e considerată abuzivă și nocivă, spuneam. Alături de noi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu. Bună seara, domnule Bănescu, mulțumesc! Bună seara, stimate domnule Tudor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Explicați-ne, vă rog, ce e... Salut respectuos pe invitații dumneavoastră. Explicați-ne, vă rog, ce e abuziv și nociv în discuția asta, că nu e ca și cum dacă nu discutăm despre aceste orientări sexuale, ele nu există. În mod cert, așa este. Nimeni nu trebuie să se prefacă că nu vede lucrurile, deși ele ne pot intra în ochi. Nu știu cât timp avem la dispoziție, dar vreau să limpezesc un lucru. Cuvântul diversitate este un cuvânt absolut valid din toate punctele de vedere și reflectă o realitate. Nimeni nu contestă diversitatea care există în lumea în care trăim, inclusiv cea sexuală. Nu problema diversității este cea luată în discuție de culte religioase, ci promovarea unor posibile modele alternative la firescul care stă la baza existenței noastre, adică heterosexualitatea, pentru că despre asta este vorba. Cultele religioase au sesizat o problemă de natură morală. Textul sună bine, problema este să citim în profunzime ceea ce conține textul acestei legi, care s-a aflat și se află încă în dezbatere. Într-o dezbatere e firesc să se audă mai multe voci, iar vocile cultelor religioase nu pot fi ignorate pentru că sunt vocile a milioane de oameni care fac parte din ele. Explicați-ne un pic ce înseamnă această... Și așa mai departe. Ce înseamnă promovarea, că ne lovim mereu de multă vreme în discuție, în momentul în care se discută despre ceva, se asumă că se promovează, nu știu, că se face reclamă sau că se îndeamnă la acel stil de viață sau la o anume orientare. În privința îndemnării la orientare, cred că suntem de acord că nu e o teză validă, dar ce înseamnă din punctul nostru de vedere chestia asta cu promovarea, mai exact? Din punctul meu de vedere ca teolog, nu este în ordine să promovezi ceva ideologizat. Așa cum poate să existe o ideologie religioasă profund nocivă, care e ruptă de mesajul creștin, și asta înseamnă ceva toxic pentru organismul comunitar, la fel pot să afirm că promovarea unor forme de sexualitate altele decât heterosexualitatea în fața unor tineri, în fața unor oameni care tocmai se formează, nu este firesc de vreme ce această promovare este una ideologizată. Nu am înțeles ce este promovare. Discuția despre așa ceva este promovare în viziunea dumneavoastră? Asta aici ne... Noi știm că promovarea înseamnă altceva. Înseamnă să insiști, nu, să determini pe cineva în a face ceva sau a adopta ceva. Ori aici... Gândiți-vă ce poate să însemne într-o clasă, de exemplu, clasa a treia. Astăzi am citit un mesaj. Părinții unor elevi de clasa a treia dintr-o școală din București sunt invitați insistent să vină și să participe la un atelier de discuții pe tema sex și sexualitate. De ce? Pentru a le vorbi copiilor de clasa a treia despre sex și sexualitate. Asta înțeleg eu prin promovare nocivă și abuzivă. A vorbi unor oameni de vârste
de la 0 la 4 ani, dacă gândim în termenii documentului Organizației Mondiale a Sănătății, sexualizarea copilului trebuie să înceapă de la categoria de vârstă 0-4 ani. Mă întreb de ce nu e luat în discuție acest document, de ce nu e prezentat părinților, pentru că aceste legi au în vedere promovarea unor alternative de viață sexuală în fața unor clase de copii care nici nu se gândesc în mod firesc la sexualitate la 8 ani, la 10 ani sau mai puțin. Nimeni nu are împotrivă ceva în legătură cu educația sexuală naturală. Eu sunt absolvent de seminar teologic din anii 80-90 și atunci mi s-a vorbit despre educație sexuală firească. Deci nu suntem pudibonzi, nu suntem victorieni, nu suntem reticenți în legătură cu educația sexuală firească, orientată spre ceea ce toți numim familie, care duce omenirea mai departe. Am remarcat sublinierea cuvântului firească, dar mă întorc la idee. În această discuție, nu, mai largă despre sexualitate, își va face loc inevitabil și discuția despre alte orientări sexuale. Că le atașăm este cuvântul firesc sau nu, cred că nu contează, că nu e treaba profesorului sau cadrului didactic să facă asta. Dar dacă acceptați că discuția totuși trebuie să aibă loc la un moment dat într-un cadru mai larg, de ce îi atașăm eticheta? Aceste discuții oricum au loc între elevi. Nu e un secret că există homosexualitate cum a existat întotdeauna. Nu e un secret că există persoane care practică relații sexuale atipice. Nu aceasta e problema și nimeni nu vrea să îngroape adânc un secret care nu există. Problema, singura problemă care este luată în discuție este că a prezenta forme de sexualitate altele decât cele firești, nu, aceste forme nu trebuie prezentate unor copii în cadrul formator al școlii ca posibile modele de viață intimă. Păi cred că ne învârtim în jurul acestui subiect. Rezultă că ele sunt prezentate ca modele sau rezultă că se discută despre ele cum discutăm despre anumite episoade din istorie fără a le promova orientarea ideologică sau... Vă rog. Știu, aveți dreptate. Când începe o discuție în fața unor copii de o anumită vârstă, eu nu discut acum despre adolescenți, oameni care deja încep să aibă discernământ. Ne referim la clasele primare, ne referim la copii foarte mici, care nu au în mod firesc apetit intelectual, cultural, pentru discuții legate de sex, sexualitate și așa mai departe. Să fim onești și să adecvăm la realitatea vârstelor informațiile care se transmit. Deci grupa de vârstă, înțeleg, domnule Bănescu, că ar fi problema. Adică care ar fi pragul, după dumneavoastră, de la care se pot purta discuțiile astea? Grupa de vârstă este foarte importantă și adecvarea informațiilor legate de sexualitate e foarte importantă, este esențială. Fac încă o dată trimitere la un document despre care nu se discută și care e luat ca reper, deși nu e pomenit. Acel document tradus și în limba română al Organizației Mondiale a Sănătății, recomandat ca reper bibliografic pentru profesorii care predau educația sexuală, care și astăzi există, doar că se numește Educație pentru Sănătate. Repet, cultele religioase au datoria să sublinieze ce e firesc și ce nu e firesc din punct de vedere moral pentru niște copii. Că despre copii vorbim, nu vorbim despre oamenii maturi care pot opta în cadrul libertății lor pentru orice. Și nimeni nu discută opțiunile de viață intimă ale nimănui. E abuziv să intrăm în viața cuiva și nu se face lucrul acesta. Când e vorba de copii, însă, responsabilitatea cred că trebuie să fie a tuturor, nu doar a celor care își permit să introducă cai troieni în niște legi care trebuie analizate atent și de părinți, care ar fi, și de cultele religioase. Care ar fi intenția, să spun așa, pentru că dacă vorbiți de cai troieni, e clar că e o intenție, nu acolo anume. Deci ar avea Ministerul Educației, Ministra Educației în mod special, sau cei care au elaborat aceste legi, intenția de a deghiza, nu, o promovare, cum spuneți dumneavoastră, într-o prevedere legală? Pentru că aceasta este, practic, varianta de educație sexuală prezentă în foarte multe țări de foarte mulți ani. Gândiți-vă la Canada, gândiți-vă la multe țări unde educația aceasta sexuală
intensivă, comprehensivă, cum este ea numită în textul legii. Ce înseamnă comprehensiv? Înseamnă rapid, înseamnă înțelegere rapidă, amplă. Problema este, repet, a vârstei. Vârsta și conținuturile. Așa cum, de exemplu, și mut discuția acum, religia la bacalaureat, poate dorea să mă întrebați și legat de asta ceva. Conținuturile unei materii contează enorm. Nu materia în sine importantă, ci conținuturile ei. Așa cum educația sexuală e binevenită dacă are conținuturi adecvate la vârstă și realitate, așa și religia e binevenită, inclusiv la bacalaureat, ca materie discriminată până acum, pentru că nu poate fi aleasă, deși face parte din trunchiul comun, așa și educația sexuală este binevenită, nimeni nu vrea evacuarea ei, contează conținuturile și adecvarea la categoria de vârstă. Dacă tot ați pomenit de asta cu bacalaureatul, înțeleg sau cred că ar fi de bun simț după mine, cel puțin, că atunci când vorbim de această materie la bacalaureat, să vorbim de istoria ideilor și credințelor religioase, bănuiesc, nu de o anumită, eu știu, de catehism sau de eu știu ce altceva, bine, pentru că avem înțeles mai multe culte în România, nu? Și toate s-au raliat idei. Absolut. Dacă mă întrebați cum îmi imaginez examenul de bacalaureat la religie, fără îndoială, ca și dumneavoastră, merg cu gândul la conținuturi eminamente culturale legate de istoria creștinismului, de istoria tradiției în care te-ai născut, de artă creștină, de tot ce presupune rădăcină creștină a civilizației și culturii românești și europene. Cu celelalte culte cum rămâne? Iertați-mă că n-am întrebat întâmplător. Înțeleg că s-au raliat acestui demers, dar bănuiesc că acum vor tresări în momentul în care aud că e vorba doar de rădăcini creștine sau de... Da. Nu, evident. În afară de cultele creștine, există și cultul musulman care a aderat la această adresă comună. Și cultul musulman are niște rădăcini în România, nu a aterizat ieri în România cultul musulman. Este evident că fiecare cult are o istorie proprie, are niște rădăcini înfipte în spațiul românesc în care există și despre care vorbim. Fiecare cult are niște conținuturi care nu pot să nu fie și culturale, pentru că inclusiv un om progresist astăzi nu poate să scoată din istoria țării în care trăiește niște lucruri care merită păstrate, sau dacă o face, pierde foarte mult. Mulțumesc, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Ne întoarcem în platou, ni se alătură în câteva clipe și alți invitați pe subiectul ăsta. Ramona Ursu, ne-am ales cu o nouă controversă, atenție, izvorâtă dintr-un proiect de lege, nu de pe stradă sau din cine știe ce dezbatere încinsă pe forumuri, direct de la Ministerul Educației. Am ascultat poziția Patriarhiei Române. Cum vedeți povestea asta? Pentru mine lucrurile sunt foarte senine aici. Eu având un copil care acum este în clasa 11-a, care până în clasa 8-a a fost inclusiv într-o școală creștină. Nu a existat acolo ideologie, nu l-a speriat nimeni cu nimic, dar a învățat niște lucruri foarte bune în privința istoriei creștinismului și a mai departe, care la liceu a ales să nu mai studieze religia și deja este mare și are toată libertatea să facă ceea ce dorește. Deci pentru mine lucrurile sunt clare. Tot ce ține de ideologie, că vorbim despre religie sau despre educație sexuală, eu cred că nu are ce căuta în școală. În privința educației sexuale, da, sunt total de acord. Copiii au nevoie de informații care țin, sigur, de a se proteja de un act sexual nedorit, de sarcini nedorite, de a ști că în jurul lor există și persoane homosexuale și alte tipuri de persoane decât dacă ei sunt heterosexuali, dar lucrurile astea trebuie explicate și la vârstele potrivite, 2, și într-un cadru potrivit, 3, eu ca părinte trebuie să știu exact ceea ce îi se spune copilului meu la școală despre lucrurile astea, pentru că ideologie despre asta nu cred că trebuie să aibă ce căuta în școală. Acasă ne ocupăm să explicăm copilului dacă este fată sau băiat, acasă ne ocupăm să explicăm copilului că există și alte persoane, la școală nu cred că trebuie să fie chestia asta. Noi, de fapt, asta încercăm să pipăim în acest moment, dacă în proiectul ăsta de lege există mugurii, știu eu, unei duceri în altă direcție, să spunem, decât intenția declarată. Cred nu? Că cam asta e ideea. Deja s-au spus două chestiuni fundamentale. Una, de chestiunile morale se ocupă familia
adică părinții, bunicii și comunitatea. Rolul școlii este să te învețe matematică, fizică, istorie și așa mai departe. Și doi, în școală, ideologia nu are ce căuta. Și acum revin la întrebarea ta. De ce acest lucru este văzut ca o chestiune ideologică?